Salutare prieteni, eu sunt Florentin YouTube și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi am pregătit pentru voi un super mega video în care le vom da claim și review le vom face lui Cristiano Ronaldo și lui Oblak, portarul de la Atletico Madrid, jucător pe care i-am obținut, să spunem așa, cel puțin pe Oblak l-am luat pe contul meu și pe Cristiano Ronaldo de over 100 l-am luat pe contul unui băiat de la mine din ligă, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru că cu ajutorul acestuia am reușit astăzi să fac acest video. Și dacă nici acest video nu merită un like, nu știu ce ar mai merita. Deci Cristiano Ronaldo de 100 overall și Oblak de 98 overall, astăzi îi luăm, le dăm claim și le facem și un mare review, tot cu ajutorul acestui băiat despre care o să vă vorbesc în clipele următoare. Dar acum haideți să-l primim cum se cuvine pe Oblak, portarul excepțional de Atletico Madrid. Un portar care nu știu cum este în gameplay, de aceea o să-i dăm noi astăzi un review să vedem cum este în gameplay și să vă spun dacă este bun sau nu în încheierea acestui video. Deci rămâneți aici pentru că revin imediat cu mai multe detalii. Da, prieteni, bine v-am regăsit și am intrat acum și pe FIFA Mobile să îl băgăm pe acest Oblak în echipă. Nu o să vă arăt echipa mea principală pentru că în următoarele zile, maxim 5 zile, urmează cel mai mare team upgrade din România, 100 de milioane cel puțin team upgrade, un super mega team upgrade, nu știu cât voi crește în overall, în momentul acesta am 108, exact aceeași echipă pe care ați văzut-o și la ultimul team upgrade. O să vedeți în următorul video mai multe detalii despre posibilul team upgrade, pentru că mai sunt aproximativ 2 zile până se termine evenimentul Team of the Season, un eveniment excepțional unde am reușit să-l iau și pe acest băiat, dar n-am reușit să-l iau chiar atât de gratis, de ușor, de sigur. M-au costat foarte mult gems. O să vedeți în următoarele videouri de la mine de pe canal cum am reușit eu să consum 54.000 de gems în acest eveniment Team of the Season. Și pentru a fi înștiințați de ceea ce postez eu pe canal, vă rog să activați clopoțelul chiar în acest moment ca să nu pierdeți niciun clip nou de pe canal. Și haideți acum să vă arăt și statusurile acestui băiat Oblak, care sunt niște statusuri destul de bune. A apărut acum și o ofertă aici pe ecran, desigur este o ofertă groaznică și chiar nu vă recomand să luați astfel de oferte pe care le fac cei de la ei, pentru că sunt capcane. Haideți să vedem detaliile sau mai bine zis statusurile acestui băiat. Are numai puțin de 113 diving, 123 position, 125 handling, 116 reflexe, 115 la 113, mă scuzați, la kicking. Nu știu dacă am pronunțat bine, aia este. La fizical 113 și aceste statusuri sunt la doar 98 overall, pentru că eu am 0 la skillbus-ul lui number 1. Sper să coste destul de mult acest băiat, pentru că sigur nu-l voi ține în echipa mea, pentru că eu, după cum știți, folosesc skillbus-uri comune, dar voi face o mare schimbare în team upgrade, o să folosesc alt fel de skillbus-uri. Vă spun în videoclipurile viitoare ce skillbus-uri voi folosi în următoarele 3 luni sau poate până la finalul acestui sezon. Deci statusurile acestui băiat sunt destul de ok, având în vedere că avem 0 la skill boost, sunt foarte bune. Și acum să vă arăt și echipa băiatului care m-a ajutat foarte mult în crearea acestui video și îi mulțumesc foarte mult. Păcat că el nu are un canal de YouTube, pentru că sigur merita să vă abonați la canalul lui. Și pentru că am adus această vorbă, nu uitați să vă abonați la canalele celor doi youtuberi pe care le-am pus în descriere și pe care vi le-am arătat la începutul acestui video, să facă și ei cât mai mulți abonați, pentru că au început să posteze și FIFA Mobile și
voi sunteți amatori de FIFA Mobile și sigur o să vă placă ceea ce fac ei pe canal, dar nu mă ratați nici pe mine pentru că urmează 100% videoclipuri excepționale în următoarele zile. Și haide să nu mai lungim prea mult și să vă arăt și echipa băiatului care m-a ajutat foarte mult în crearea acestui video și să dăm și mare review la Cristiano Ronaldo și la Oblak. Cristiano Ronaldo fiind desigur pe contul său, el m-a atacat într-un fel într-un match direct la ligă pentru că este în aceeași ligă cu mine și în acest moment ar fi un moment prielnic să promovăm și această ligă. Dacă sunteți în căutarea unei super ligi în România, vă recomand să veniți în liga mea, Liga Raw Kings. Suntem pe locul 580 în clasament, deci un loc excepțional și avem membri excepționali. Uitați ce overall avem noi, 118, 115, 114, 113, 111 și până la 110 și eu am 100 activat la ligă pentru că, cum v-am spus, urmează Super Team Upgrade. Și echipa băiatului de care vă vorbeam eu este aceasta, domnul Rareș. Are o echipă excepțională și desigur aici îl are pe inegalabilul Cristiano Ronaldo, 100 overall. Văd că i-a dat și rank 1 acestui băiat. Haideți să vă arăt puțin statusele lui, pentru că după aceea, după ce termin eu de discutat cu voi, o să dau sprint speed la acest video și o să vă arăt cum joacă acești băieți în gameplay, cum joacă Cristiano Ronaldo și cum joacă Oblak. Și la final o să vă spun dacă să luați acești jucători când se vor putea vinde, desigur, 2 iulie, vedeți și aici, în partea dreaptă. Și hai să nu mai lungim prea mult să vorbim despre statusul acestui băiat. Deci, Cristiano Ronaldo joacă, desigur, la Juventus, are un skillbus foarte, foarte bun, legendar. Din păcate, eu nu m-am axat pe skillbusuri legendare momentan, veți vedea în viitorul clip Team Upgrade-ul dacă mă duc pe skillbusuri legendare sau nu. Și acest băiat are cam așa, 125 pace, 133 shooting, 100 la passing, 130 agility, 52 defending și 102 physical. Are 140 la finishing, 140 la dribbling, deci excepțional, și la cap nu stă deloc rău nici la cap, 131 la heading. Deci un băiat excepțional, sigur. Cu aceste statusuri este invincibil în gameplay, să vedem cum va fi contra lui Oblak din echipa mea. Și acum să vedem în următoarele momente cum se descurcă acești băieți în gameplay și la final o să vă spun dacă merită să fie cumpărați sau nu, deci vă las cu review-ul acestor jucători.
and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Da, prieteni, am revenit, ați văzut puțin mai devreme review-ul acestor jucători, joacă excepțional amândoi în gameplay, să vedem cum s-a descurcat Cristiano Ronaldo și câte a reușit să apere Oblak. Haideți să dăm aici la detalii, să vedem, a dat numai puțin de 30 de goluri Rareș lui Oblak, eu am dat 4 pentru că trebuia să joc și eu un meci ca să joace el 2. Haideți să vedem în primul meci. A atacat Van Basten, a blocat Oblak, Cristiano Ronaldo a fost blocat de Oblak, după care Cristiano Ronaldo a reușit un gol chiar 3 la rând, deci este destul de bun, a ajuns și mai devreme. Cristiano Ronaldo era invincibil, numai apărarea și portarul îl puteau bloca. Da, deci Cristiano Ronaldo este foarte bun, uitați, a dat foarte multe goluri cu Cristiano Ronaldo. Pentru că eu l-am rugat pe acest băiat să atace mai mult cu Cristiano Ronaldo ca să vedeți cât de tare șutează și cât de bine driblează. Deci chiar merită să-l luați pe acest băiat Cristiano Ronaldo, Ultimate Team of the Season 100 overall. Și având în vedere prețul, haide să vă spun și acest aspect, cred că va costa undeva la 50-80 de milioane în acest interval Cristiano Ronaldo și Oblak între 15 milioane și 28, ceva de genul, pentru că unii au putut să-l facă dacă aveau gems, alții nu, și de aceea este și acest preț, pentru că ceilalți jucători care îi puteam face toată lumea, cum ar fi Van Dijk, 98 doar de la Team of the Season, Premier League, sigur va costa sub 20 de milioane. Cristiano Ronaldo, simplu, nu cel animat, va costa undeva la 25 de milioane, iar cel animat cred că 40 de milioane. Nu știu sigur, vom vedea peste 2 zile cu toții. Haideți să vedem cum s-a descurcat Rareș în cel de-al doilea meci. A atacat prima dată Ronaldo, blocat de Oblak, desigur. După aceea Ronaldo a reușit să marcheze golul cu numărul 4 în meciul acesta. A blocat Carvajal, Wijnaldum, Pique, Oblak, vedeți aici. Și a dat destul de multe goluri Cristiano Ronaldo. Este și diferența între cei doi. Ronaldo avea skill boost foarte mare, parcă 15-14, nu mai știu sigur, și 100 overall și rank 1 de sigur, deci undeva la 115 overall Cristiano Ronaldo, cu 140 finishing, 140 dribbling, aproape că dribla și pe Oblak. Dar și Oblak este un portar destul de bun. Dacă sunteți pe skillboost-ul legendar, chiar vi-l recomand. Ați văzut cât de bine a apărat la unele faze. Are și o înălțime destul de ok. 1,88 m, dacă îmi reamintesc eu bine. Și cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și dacă da, nu uita să dați ca de obicei un like, share pe Facebook sau prietenul vostru citit, orice rețea de socializare, chiar și pe YouTube. Și desigur, subscribe la canalul meu ca să facem și noi 1700 de abonați. Și în următoarea moment o să vă las cu un mic aspect al giveaway-ul pe care voiam eu să-l fac pentru cei 1600 de abonați. Cu conturile de 59, 67, 78, 86, 97, 100 și 108 disponibile. Am luat random, o aplicație de random, aceste conturi și a picat contul de 78, o să vedeți și puțin mai încolo și o să fac eu o postare pe comunitate ca să vedeți cum stă treaba cu acest giveaway care va urma pe canal în următoarele zile. Până data viitoare, eu am fost Florin Tintub, toate cele bune, bye, bye!